Pufule, te iau un sabie, te iau un arc. Bate-te la dracu, nici nu mă așteptam să ai arc, mă jur. Eu tot vreau să apăs F5 să schimb ăsta și tot apăs F1. Îmi pare rău pentru cei care suferă de epilepsie, dar... Hei, ce faceți? Oameni buni, cum vă duceți? Sunteți bine, sănătoși? Darkule, ești ok? Bă, destul la fresh, adică nu, ok. Un lucru pe care am uitat să-l menționăm în fiecare episod, pentru că așa facem noi de obicei, oameni buni, majoritatea episodelor sunt filmate back-to-back, adică sunt filmate unul după altul și dacă veniți prin comentarii și faceți mare scandal că în mai multe episoade noi nu am făcut o chestie, ne pare rău, dar de obicei filmăm câte 3, 4, 5 episoade câte putem unul după altul ca să avem content pentru voi cât mai așa. Și de asta, din nefericire, nu. Dar așa început, pufle! Pe care le propuneți voi. Da. La E. Deci, nebunia asta e gata. Îți dă damage dacă te... Da, ok, o inimioară, o luat o razna asta. Alo, alo. Prietene, potorești. Chill, sit the hell down. Ok, acum. Jesus. Item hopper. Nu. Deci tu te ocupi în continuare de chestia aia, eu vreau să mă pun neapărat să facem ăla. Hack energia asta. Mă, nu avem noi item hopper sau ceva? Sau... Hopper. Bă, da, uite, fii atent. Deci am nevoie de... Ce-i ăsta? Perle ceva. Ender hopper. Și îmi trebuie un ender pearl. Îți trebuie ender pearl-ul, de aia că trebuie să faci prima dată să se bată cu niște enderman chestiile alea. Și abia după să poți să... Bă, eu tot îmi... Uite-le, bă, nu. Uite-le. Tot îmi pierd aici ideile. Suți. Fac, fac. Bun, și acum avem două din astea. Și o să facem niște LV wire connectere. Uite așa. Și ăsta o să vină parcat. Punem unde ăsta, nu mai simplu să spargem. O să vină și ăsta parcat aici. Bun. Și acum avem practic două din astea pe fiecare parte. Și din astea două. Mă, faza e că nu s-a dat proști încât să intre în ăsta. Ha, bă, da. Să intre singur în mesherul ăsta. Intră, dai seama că sunt tolomaci, că vin să te bată pe tine. Tântălăi. Și ne trebuie un LV capacitor din ăsta. Acum pentru asta ne trebuie LED, văd că ceea ce avem, mai mult ca sigur. Cum s-a trecut peste meșer, ești nebun? Uite că nu-i dracu! Au. Pac. Pac. Și mai facem încă una. There we go. Hey, now. Și... Au. Stau și mă gândesc unde e magma să-l pun. Au. O să mă duc și mie torș la un cerul ăla. Yep. Te rog. Că mi-a... Două secunde numai. Că mi-a crăpat capul ăștia. Ți-a crăpat capul ăștia. Păi ce dor mi-era de skin-ul ăsta vechi, să dă nebii. Da, dracu om. Ține. Ți-am aruncat în spate. Și-o rămâna. Bun. Și acum, cum era ala asta input-ul și output-ul? Ăsta e input, perfect. Ceea ce înseamnă că putem să facem asta. E să fac și un hammer din ala șmecher. Bețe, 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 bețe. Ai găsit? Adică, gen, ai reușit să faci ceva? Mă încerc acum, dar nu știu sigur dacă e bine ce am făcut. Pufule, ia-te aici. Bagă-n tine. Fii sănătos. Ce? Dar nu-mi trebuie mere, mă. Mă, că eu am epic bacon. Eee, mai e de ăla, băiat. Da, hello. Dar nu mi-arată deloc în puii mei. Gen 0 if, 0 if, 0 rf. Something is not right. Să trebuiască ăsta
să fie conectat în partea de jos, ăla să fie output-ul. Să nu fie spatele sau să fie ăsta de sus output-ul. Acum stai și mă gândesc, cum să pun mesh-ul ăsta? Să-l pun jos de tot sau să-l pun mai sus un pic? Interesantă treabă. Read router nu ne interesează. Generator block nu cred că are asta nici cea mai mică treabă. Ia de ce cască de protecție. Nu. Mi-era într-un cufăr. I'll take it. Mi-era într-un cufăr. Cobweb. La ce faci folosim cobweb-ul ăsta? Evoker Fang, așa, automatic fishing net. Am înțeles. Iar s-a umplut ăsta. Bun, hai să vedem, deci. Trebuie fer. Fer. Dăm ferul de aici. Ok. Ai pus la proce gold? Da. Bucăți trebuie. Dăm două bucăți. Hello? Hmm? Ok. What? Aparent nu merge să ți le arunc. Dacă... Normal știi că dacă luai în mână un stack și dădeai click dreapta pe lângă, îți arunca bucățile? Aparent nu merge. Hai. Mă, dar ceva nu-i bine cu ăsta că nu produce curent, man. Mai trebuie ceva legat de astea? Ah, de dynamo-urile astea? Nu am. Din câte știu eu, nu mai trebuie nimic legat de ele. Este așa. Nu cumva mai avem și altceva în afară de ciocanul ăla, ca și range. Gen, aveam un range, parcă. Nu. Era doar... nu-i singura chestie care rezolvă toate treburile, da. Trebuie să dăm cumva cu ciocanul pe astea? Shift click dreapta, shift click stânga, nu merge nimica. Da. De aici bătut în cap. Ce mă? Nu merge cu el nici de sus, nici de jos. Am încercat în toate pozițiile, da, și din spatele lui. Dar output-ul e deasupra. Gen, dacă te uiți. Trust me, că l-am învârtit pe toate părțile. Nu face nimic. De exemplu, nu produce deloc curent, man, adică, I mean, what the hell? Și de numers, n-au cum să nu meargă până la urmă, că, na. De nemers. Asta se învârt, deci ar trebui să meargă. Ăsta nu-l poți învârti numai așa. Și practic e legat la aia. Să-i scoatem, dă să scoatem una din asta, dintre ele. Nu, nu are treabă. Așa. Acum l-am mai pun, ba, am putut să pun, gata. Bun, este așa. Deci, mă duc aici, vreau să-l fac pe... Mai trebuie bețe. Interesantă, dubioasă. Mă dă bețe. Bam. Eu tot sper că poate. Watermill. Ah, mă, că n-am ce să mai facem cu astea pe bune. Eu tot sper că poate pică ceva din alea, din chestiile utile. N-avă că... Niște chestii din chestiile utile. Aha. Bă, cât de dubios e, de ce? Dar parcă așa se făcea pe bune. Așa știu și eu că mergeam. Iron bars. Basic wiring, bun. The energy net of immersive engineering has four important blocks. Capacitors to store energy, connectors as inputs and outputs for the net, relays to connect wires together and transfers
to switch between different levels of wire. Ok, am înțeles aia. Bun, așa se face chestia asta. Ok, astea sunt alte nebunii. Bun. 7 blocuri, ai zis că se face asta. Pe anul ăsta. Cred că 7 dacă țin eu bine minte, da. Și să putea să n-am eu cabă la mine. Ce mor pe chestia asta. Ok, aici ne arată cum se fac toate prostiile. Bam, 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 bam. Frumos. Ok. Bun, back. Power generation. Transferring power is quite helpful. Bun. Deci îți trebuie un kinetic freaking dynamo ca să transfere energia. Așa că, dacă conectezi watermill-ul sau windmill-ul la un dynamo, generează putere bazată pe cât de repede se învârte. 6, 7. Okay. Deci 8 blocuri ar merge asta, practic. Deci aș putea... Bam. Înțeles. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiar dacă am zis 8, parcă aș pune de 7 numai ca să fiu eu sigur. Ok. Sau este? Resulting cable okay. Providing an easy way to transfer redstone signal over long distances without losing any... Ok, am înțeles. Bun, asta dacă avem treabă cu redstone-ul. Thermoelectric generator. Another option of power generation and works without the use of any mechanical parts. Instead, they use the temperature gradients between two sources. Placing a hot fluid on one side and a colder fluid on the opposite side generates energy based on the difference between the two temperatures. Huh. Packed ice 200K, ice 273K, magma block 1300, block of uranium, yellowium și... Ok, am înțeles. Deci putem să facem și cu termoelectrică asta. Și cred că cel mai șmecher de la ăștia e diesel generator, numai că diesel generator-ul te ia naiba. Dar de ce nu produce ăsta curent, mai mă? Eu nu înțeleg, eu aia nu înțeleg deloc. O, fi, nu-i prea nu. Bă, nu știu, dar e ciudat rău. Ba, produce! Ha? Produce ce curent. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut suplimentar? L-am pupat în cuc! Ce tolomac îți, frate, uite-te cum a stat 13 minute și m-a chinuit de-a moca 14 minute să înțeleg ce se întâmplă aici. Nu trebuia să-i dai cumva output, dar nu poți. Nu, deci ăsta putem să lăsăm acolo să stea un picuț așa de-a moca, că nu face absolut nimica. Trebuie practic să conectezi gen watermill-ul la el în puime, adică uite. A, să pui watermill-ul pe ăla. Da, gen... Dacă lași watermill-ul și pui după aia ăsta, nu merge, dar dacă îl pui ăla și după aia pui watermill-urile, uite așa, legate de el. Pufule, poți să scoți sabia la el, că nu... Da! Bă, deci te chinui atâta, doar că trebuiau puse... Mamă, mamă, cât de stupidă e faza. Zmorții lui! A, e bă. Îți vine să mor, mă. Bă, n-avea, ăștia știu că aveau un engineer bag sau ceva, uite l-ai. Mamă, și, a, îmi trebuie aluminium numai. A, și îmi trebuie red pigment. Ok, never mind. Cât e greu e să faci un backpack în amarul ăsta de chestii? Sau un bag? Bag. Nu știu. Vreau un bag of holding, alchemical, nu-mi trebuie alchemical, îmi trebuie un... A, ok, deci alchemical bag ăsta e storage bag. Îmi trebuie piele, băgam așa, n-am așa ceva. back, back, capa, pack, backpack, hello. Și pentru ăsta, ghișez, trebuie piele, cred. Sau, what, nu? Now, dude, astea n-au crafting recipe, like, why? Care? Basic backpack-urile.
I don't know. Ok, that's something else. Bun. Bă, era, știu că era o mașinărie, dar nu mai știu din ce modpack și nu mai știu exact cum îi zice. Așa. M-A-C-H-I-N-E. Dar era o mașinărie care îți... Practic, era ca și un factory. Stai să ne... F-A-C-T-O-R-Y. Washing factory, door factory, enchantment factory, nu? Material stonework factory, nu știu dacă tu ești, dar posibil ca tu să fii. Și ne trebuie plastic și plasticul se face din dry rubber și au. Dry rubber se face din tiny dry rubber. Mamă, câte, aș uita câte porcării de enchanturi o să aibă nevoie prostia aia. Madre de Dios. Pe enchanturi, mă rog, upgrade-uri. Deci era, cred că Material Stonework Factory avea posibilitatea să treci, de exemplu, cobblestone-ul, îți făcea cobblestone și din cobblestone ți-l spărgea în mai multe chestii și ți-l ducea până la ce vrei tu să ți-l ducă, practic. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. Dar problema e că ne trebuie pink slime și pink slime-ul se face, trebuie să pui o găleată cu chestii de aia pe jos. Mai avem hopper, mai avem un hopper. Machine casing-ul e ușor de făcut, dar plasticul ăsta e destul de greu, dacă bine ține minte, de făcut. Trebuie dried rubber, man, dar cum faci dried? Industrial forgoing doesn't have speed upgrades, but bla bla bla. Cum faci dried rubber, mă? Îți trebuie un latex processing unit. Cred că mă bag în niște chestii în care nu aș vrea să mă bag momentan. Zic și ok. Eu. Acum înțeles. Știi. Aha. Uh-huh. Cred că mă bag în niște lucruri în care nu cred că aș vrea să mă bag. Dar să mai facem niște chestii din astea de wiring. Capul tău de elet. Ce așa? Ia bătaie. Ești blană, ești pe treaba ta. Și cred că putem să luăm astea, să le punem de exemplu aici. O să continuăm să folosim power generatorile astea totuși, dar până una alta. Uite așa. Ok, o să pun eu aici și un hopper. Bam. Dacă eu pun ăsta magnetic deasupra, îi arunc astea, hopperul ăla știe să tragă prin el. Perfect. Asta am vrut să văd. Am curentat, să nebunesc. Ți-ai dat șoc? Bă! Da! Au. Am curentat în puii mei. Nu cred. Hai, bă. Dar ce te aud așa de tare câteodată? Cred că am zbierat eu și de aia. E, și asta. M-ai crăpat așa un pic pe timpan, dar ok. Te iert. Bun, deci ne trebuie dat așa. Bam, o dat aici. Punem aici un storage din ăla. Și eu dacă, să zicem așa, arunc aici săgețile astea. Tu mi le duci aici în spate. Yes. Mi le duci. Mai greu, dar mi le duci. Măcar le duce. Ce-i drept. Ok, păi. Și eu dacă fac manevra asta, pun asta așa. Pun mesherul ăsta. Suntem fai de foaie. Suntem blănița blănițelor, dar trebuie să fac eu altă chestie prima dată. Ups, să iau astea de pe jos. În primul și în primul rând, să le aruncăm, uite aici. Bun. O să luăm ăsta. Thank you very much. O să luăm ăsta. Thank you very much. Și dacă eu închid asta. Pe ce? Mai știi pe ce tasta era? Nu mă cutez. Delete. Să delete o dată. Mi-e prea prin inventar, nu pot să cred, am atâtea căcaturi în inventar, incredibil. Ok, ăsta aici și bun, deci tu o să vii aici.
ca să intre cobblestone în tine și tu acolo, perfect. Și atunci tu o să... Oh, for fuck's sake. O să vii a... Ok, o să lasă-l acolo să văd cum funcționează. Și este M-Ob Masher. Bun. Deci, avem una bucată sabie. Ceva aici, nu știu ce face sabia aia. Mob Fan Upgrade. Am înțeles. Ne trebuie spene, pufule. Houston, we got a problem. Și la looting ne trebuie lapis. Hai, exact aceeași chestie. Sau blue pigment. Mai ai ceva chestii de la de transferat? Aha. Transfer node-uri? Faci un picuț acolo, da, să transfere dintre aia între aia. Bun. Acum, ce trebuie mie este un... Nu, un LV de ăsta, uite așa. Dar nu, stai, boss, nu, de ăla de jos, bagă în ăla de sus. Ah, stai așa, așa e, corect, am uitat. Așa, și punem ăsta pe... Să-i pun pe deasupra? Nu, pune din lateral, că deasupra îi dau curent. Ah, păi stai, nu trebuie să dai curent la mândouă? Ba da. Ah, stai mă, că e din asta, am uitat. Ah, am uitat că e șmecher. What? Okay, deci și tu-l vezi pe ăsta roșu? Da. Hmm. Deci practic facem dar așa. Nu poți, nu poți să-l legi la ăla deasupra acolo. Ah, trebuie să le pun mai sus. Doamne, ferimă. Că greu-i. Cu curentul ăsta. No, no, stai curent acum. Trăznească Sfântul Ion. Ah, bun, și acum din ăsta putem să facem încă un de ăla și să... Asta așa, să bag prima toate căcaturile astea care nu mi le trebuie prin inventar, să le bag acolo. Și pe voi inclusiv. Treceți acolo. Așa. Putem să mai facem încă un schemă din aia. Uhu! Merge, pufule! Ce? A, masher-ul? O blană. Cel mai rapid din ăsta grinder și cel mai easy de făcut. Și cel mai știu eu, dacă puteai cumva să pui fen deasupra. Gen, aș vrea să pun un fen deasupra ca să îi fac pe aia gen, să urcă pe tavan, să coboare jos. Oh. That's nice. Nu, dar altă rău stupi zero de tot. Când îi vezi că stau cu proștii pe... Naia, nu merge. Nașpa. E, aia e, pentru ea o să pun probabil spike-uri sau ceva. Stai să dau și drum. Pif! Cât? Easy. Mare grinder, făcut în 10 minute. Tot bețe, mă. Bine am nevoie. Poate mă frunze. Nici ăsta. Nu, la copa cu ăsta albastru. Ah. Mă, și gândeam că pe mine mă cerzi, ce dracu? Pe tine, mă? Da, ești un băț, mă, cumva? Preferi să nu răspund sau ce? Nu, mai ai un hopper cumva pe undeva? Nu. Craftez-ți unul. Mai ai iron? Sau... Vezi că aici ai iron. Cum? E jos. Da, cum să n-am? Am iron, că călămăriat am. Stai să mai fac prima dată încă câteva din astea, ok. There we go. Și use una bucată hopper. Ca să pun ăsta aici, știi, uite așa. Mm. Da, de ce nu? De ce n-ai să pun de astea? Litegent. Ce ți era că craftai? Nu mai contează, e ok, bine. Nu e așa. Bă, măcar am un Tomazakis de aia. Hai pufule aici spate la... Nu e bunea la elaltă. Stai așa, nu m-am picut să mai fac niște creaturi până una alta, că 100% să ne mai trebuiască.
Mă, și știu că era la un moment dat, știu că făcusem o dată un, de-asta, un grinder. De genul și cu witch water din ăla, știi? Da, 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 da. Și transformai da, toți mobii, făceai mai OP, dar și loot-ul era mai OP. Witch water plus looting 10, gen să fie pe iteme de looting 10. Auză-l. Hmm. De ce ai două capete de tale aici? Că am murit de două ori. A, bravo. Felicitări, mă, felicitări. Oh my goodness. Fii antenă, știi ce putem face noi aici? Ah. Că tot ai zis tu de ce ne-ai pus din alea. Stai așa că îți arăt imediat și îți explic acușica. Mm. Ia să vedem. Crafter. Crafter. Mm-hmm. Bun, mă interesează ăsta. Și ne trebuie... Bă, o să ciordesc eu. Mai este resul aici? Da. Ciordim tot resul, mm-hmm. Ciordim ăsta, ciordim ăsta. Și... Așa. Deci pentru crafter o să-mi trebuie odată asta. Și îmi trebuie niște nuggeturi de gold pentru aia. Bun. Pac. 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 Ok. Îmi trebuie niște bețe. Ceea ce, doamne, zmulțam... Avem. Așa. Bam. Bam. Hmm. Dar nu una, îmi trebuie mai multe. Gen, îmi trebuie una, două, trei, patru, cinci, șase, parcă. Mai silium. N-avem siduri normale, nu-i așa? E... Dar avem bone meal. Ia slim. Trecut eu pe acolo. Pam, și avem un crafter. Bun, și ca să facem de tier 2, ne trebuie încă două crafting table-uri. Așa. Acum, ca să facem de tier 3, încă... Hmm. Hai bă, anul ăsta. Bun, 9 seed-uri. Hai să mai fac un top, câteva. Cred că trebuie să fie spațiul ăla mai mare făcut pentru alea. Ia-mă colorant pe ce că vrei. Thank you very much. Să-l folosești pe ăla mai încolo picuț. Și-mi trebuie un spider eye. Bam. A fi antenă. Mm. Acum poți să aduci tu ăla a tău de acolo. Stai. Ce? Pufule, iau ce am eu aici. Ah. Și... A, de la de mycelium? Să putem să facem witch water. Aha. Adu chestia aia. Prostiuța aia ta. Ah. De transfer node or whatnot. Pe care îl pun? Pe ce? De jos să se ducă în sus. În sus. Mă, da, oare l-o fi schimbat și pe ăsta pe range? Gen să-i dai cu range-ul? La fraierul ăsta de băț? Probabil, nu știu. Nu știu. Aha, ai făcut crafter din ăsta. Am înțeles. Deci ne automatizăm direct, pufule, ce nebii. Mâine pui, mâine nu mai... Gata, nu mai avem ce face. No. Problema e că... Dar nu merge cu ăsta? Ce? Cu crafterul. Da, are put... N-avea nevoie și de puterea asta, parcă. A, vezi, eu idiot, stai. Are și putere, stai liniștit. Bun. Apply. Și acum din ăla, dacă îl ducem în... într-o altă chestie, ce drag faci, bă, dar... Vezi, fă cumva, nu mai am un pickaxe în puii mei. Yeah, pickaxe, ia de aici. Ia, dar îmi trebuie un pickaxe normal cu care să spar, nu trebuie animalul ăsta cu care să mă trec prin tete ca prin brânză. 2, 3, dacă îmi fac unul de cable din nou. Hmm. Și mi-i face eu mai încolo un pickaxe șmecher. Știi ce trebuie să faci tu de acolo? Hmm. Din ăsta de sus, trebuie să ducem toate chestiile cumva într-un... alt din asta. Alt chest.
A, și trebuie să mai fac încă un... să mai fac transfer node-uri. Barrel l-am făcut eu, dar numai transfer node nu mai trebuie. Node. Dar nu salvezi o rețetă la asta, că sunt mare leneș. A, și ar trebui cumva să facem cu... ar trebui un filtru, man. Să nu mai trimită toate nebunile sus, numai astea care sunt craftabile, știi? E, dar la alea cred că ar trebui să mergem pe Ender IO dacă trebuie, că ăla parcă erau mai ok. Dă și mie două bucăți de restul. Mai ai? Sau mai ai? Mai am, mai am, că nu l-am folosit pe tot. Ăsta așa. Ăsta nu-mi trebuie acolo. Bam. Ia dat și odată. Ia dat și de două ori. Distrează de cu ele. Bun, ce am făcut ăsta, da? Și am zis că îmi trebuie... am făcut unul de ăsta așa. Beef. Bun, 9 bucăți de dirt. Ah, și unde, să unde vrei să punem barrel-ul ăla pentru miceliu? Că ăla l-aș pune jos și pe urmă genul l-aș mai sparge. Dacă mă întreb pe mine. Barrel. Grisul ăsta e destul de enervant. Glass cutter, nu ne interesează. Are ceva wrench crnat ăsta de extra utilities? Da, mă, uite care, mă. Fii atent, știi ce wrench? Fă-l pe ăla din... ne zice? Thermal, ăla din thermal. Că ăla funcționează cam cu toate modurile. E configurat destul de bine și merg pe toate modurile, dacă mă zic bine aminte. Dar nu mai știu cum nebii zice. Dar parcă îți trebuie iron și aluminiu sau ceva genul. In thermal foundation, zici tu? Yeah. Ah, ăsta, crescent hammer. Ăla. Crescent. Ăla albastru, iron și iron și tin. Păi nu-i ca și cum n-am avea, știi? Păi da, zic, da, nu, dar ăla știu că merge cel mai bine între toate. Bun, zi-mă unde pun ăla, The Witchwater. Dar pune-l unde vrea inima ta. Pe undeva unde să ne... nu dacă merg pe toate. Ba, uite cum merge. Easy. Îl pun aici, cred că... sau... bine! Îl pun lângă coke cu ăsta-l tău. Cred că... parcă ți-a extindea miceliu, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Pe dirt. Da. Dacă pui mai mult, da. Da, bun. Încet, încet văd că avem aici de tăte. Și avem iron, aluminium, osmium, tin. Acum mă interesează copper-ul. Copper-ul văd că nu-l avem. Apply. Lead-ul iarăși nu-l avem. Apply. Și cred că cam atâta. Trebuie să se vin sponge ca să pice... și din ăsta eventual. Pe bune? Apply. Avem nevoie, avem, și... ce face cu sponge-ul? Cred că nu. Bun. Păi, per total, în esență, am cam automatizat toată schema asta. Păcat că nu produce asta încă destulă energie. Ori să pierde undeva niște energie. Ia să vedem. Pac. Bă, nu știu. Cred că nu produce asta destul încă. Cât să meargă toată schema asta cum trebuie. Posibil. But, per total, părerea mea e că e în regulă. Pufule, ia uite ce merg. Eu zic că merge destul de bine toată schema. Pot să pun cumva o torță undeva pe aici pe sus? Gen, să o iau pe asta de acolo și să o placez acolo? Cred că o să, cred că trebuie să ne, ușor, ușor să vedem cum facem, puf. Să ne apucăm de găinile alea. Da. Că o să ne scutească de o grămadă de chestii și gen să nu facem doar găinile pentru quest-uri. Gen să facem toate găinile la un moment dat. Păi aia, ăla ar fi planul, în mod normal. Ia vreun cum, ia de aici, cât de frumos transformă. În calar tata. A, și vedem, crește și din ăsta. Asta mă, uite.
Witch water. Bă, da. Au ce bătaie așa. Oameni buni! Am ajuns din nou la un final de episod. Am mai automatizat niște chestii. Doamne, ce bine să automatizez lucruri. Trebuie să creștem producția de curent neapărat. Vedem noi cum facem. Poate face ceva off-camera, gen chestii rapide. Da, probabil, probabil. Dar până atunci, noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Cam atât cu acest episod frumos. Serie. Nu uitați să lăsați un micuț like pentru noi, Pufu și pentru noi, Darku, și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și vedeți că aveți în descriere un link de la o promoție a celor de la băieților de la PC Garage. Dacă vreți să-l ajutați pe Nea Pufu, dați un click pe linkul respectiv. Până data viitoare, v-am țucat, aveți grijă de voi. Cius! Pa, pa!